e mai mult despre absența acestora și ce s-o mai dau cuțită când am văzut harta cu cele 8 județe colorate în roșu, județele în care doamna Viorica Dăncilă a ieșit pe prima poziție la alegerile din 10 noiembrie, mi s-au aprins așa niște puțini în drum. Țării, cam astea sunt marea majoritate a joburilor din județul Mehedinți. Surpriză, județele astea cu puține joburi nu sunt și într-un top al celor mai mici salarii medii. Un alt indiciu că aici au mai rămas doar slujbe la stat. Locul 2 la cel mai mic număr de locuri de muncă este județul Giurgiu, cu 36.000 și deci o situație similară. Doar 13% din populația acestor județe are un loc de muncă, fără a le socoti pe cele la negru. În Olt și în Botoșani, alte două județe câștiei mai mari. Dumneavoastră vă imaginați ce înseamnă că doar unul din 7 oameni pe o întindere atât de mare, așa cum este un județ, are un serviciu și acela este mai des la stat? În Dolj, județ mare cu peste 600.000 de locuitori, sunt aproape 150.000 de locuri de muncă. Bravo, domnule! Ceea ce înseamnă o rată de ocupare de 23% din populație. Dar dacă scoți Craiova din județul Dolj, situația este chiar mai proastă decât în Mehedinți. Iar la Craiova, prilej de înjurături între Manda și Dăncilă, a câștigat alegerile Iohannis. De altfel, județul Dolj a surclasat de pensii, acolo unde se raportează lunar numărul contribuabililor cu carte de muncă. Utilitatea lor poate fi, cred eu, dublă. Dacă 5 din cele 8 județe în care Dăncilă a ieșit pe primul loc la alegeri sunt în primele 10 județe după cele mai puține locuri de muncă, e chiar așa greu de înțeles în ce constă dependența acestor oameni de PSD, dar putem înțelege noi ceilalți cum se pot vindeca aceste județe de boala numită PSDism, sau, de ce nu, poate chiar PSD-iștii să facă niciunii. Intră acum pe europafm.ro și scrie-ne care este visul tău. Urmează-ți visul la Europa FM. O campanie susținută de OMV Petrom. Eu rămâi cu Europa FM, pe drum cu prioritate, ne întoarcem cu Ed Sheeran și Smiley. Ești în siguranță pe zăpadă sau gheață, iar frânarea și aderența pe carosabil Hood sunt cele mai bune de până acum. Clasa de etichetare A pentru toată gama. Performanță certificată de timp. Pornește la drum cu Bridgestone LM005. Aflați mai multe detalii pe Bridgestone.ro. Pe baza legitimației de client. Vino în stațiile Petrom, plătește cu cardul tău Mastercard și poți câștiga un spectacol privat cu Gașca Zurli. Află mai multe în stații. Până e Carol Davila pe spital. Eu pe acolo, mai încolo, eu pe aici, ies aici. Live din stupul unui la Alec, combinatul original de imunitate. Să verifică adânc fiecare detaliu. Cost, cantitate de bioflavonoide din propolis și vitamina C. Fantastic! Alpina Lumecis Propolis C Echinacea are gustul original. Propolis C Echinacea. Gust bun și original din două luni. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Yummy! Propolis C Echinacea. Votat de albine. Un produs Fiterman Pharma. Am putea folosi timpul ăsta să-ți enumerăm cu entuziasm avantaje mari de o muzică dinamică. Dar mai bine îți spunem că la Ford continuăm propriul nostru program Rabla, valabil doar pentru modelul Kuga. Acum vă s-a dat Ford Kuga cu un avantaj client de până la 8.600 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla Radisson la Casino. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2019 și se adresează atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Mai multe detalii pe Ford.ro și la dealerii participanți în campanie. Durerea în gât te ține la distanță? Încearcă Farigosept Rapid cu dublă acțiune. Conține două antiseptice care acționează în 3-4 minute și un anestezic local ce calmează rapid durerea în gât. Noul Farigosept Rapid. Miere și lămâie, mentă, portocale. Punește rapid vocile românilor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Doza uzuală pentru persoanele peste 12 ani, o pastilă la 2-3 ore. Nu se recomandă utilizarea anticonceptivului și alături. La sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
urmează Palatul Reginei Elisabeta. Hotel Continental. Am stat în 80 la hotel. Banca Națională sau ce? Nu știu ce e clădire. Cred că e Banca Națională. Nu. De ce i-a pus aia? E reclamă. Până pe 21 noiembrie poți câștiga o boxă portabilă inteligentă. Need for Speed Heat este acum în stoc la Flanco și îți aduce adrenalină. Trăiește cea mai incitantă experiență de curse. Flanco! Sărbătorim împreună 40 de ani de petrolia. Te așteptăm în stațiile la petrol să părășim cu tine. Comunia 4 decenii clătate de performanță. Conține așa spray, desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Alcoolul. Atenție prospectele. Ce vezi locul tău în metro? Enciclopedia oportunităților. Cum arată o oportunitate și ce să faci ca să nu scape? Sunt milioane tipuri de oportunități, dar indiferent de cât de diferite sunt unele de altele, toate au în comun trei caracteristici. 1. Sunt camuflate perfect. 2. Sunt mereu pe fugă. 3. Nu filmăm, nu scat-o asta, nu filmăm să ne amuzăm. Toate cerințele clienților tăi. Vino la Metro în perioada 13-17 noiembrie și găsești crab viu la 11,99 de kilogramul, numai bun de gătit alături de fâșii de ardei gras la 24,31 de lei punga de 2,5 kilograme, preț la achiziția minimum 4 bucăți, și roșii cherry la 13,99 de kilogram. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Metro, succesul tău e afacerea noastră. Accesul în magazinele Metro se face pe baza informației client. Trece, ce vreau să zice? E milițianul acolo. Uite de prost asta. Doamne, cât e mai bine.
Ce dar mă, Tadrecu? Cât m-a ținut ăsta bouă ăsta? Ganul ăla? Taba, Aldrecu, stătea ca prost acum. Și venea și boul ăla cu motoreta. Zic, acum al... Intram pe aici, dar cred că nu mai a stupat, nu? Mai da, cred că avea. A, spus, de când a pus astea, cred că nu mai are. Ce? Ha? Ce să nu mai aibă? Să poți să treci pe banda asta. Mai are, nu mai are. Bine că am luat. Ba, da, are. E, mai e singur. Uite, mai e. E, nu intram pe aici, am crezut că nu mai are când a pus asta. E, și asta nu știa, frate. Și aici nu trebuie să dai frumitate. Da, pe m-am asta? Gândit eu, dar zic. Și busul se stofi ale. Da, păi nu. Mai bine pe aici. Că pe sus avea mai multe. Va gela de ei. Cum îi zicea la aia, mai știi? Parcă ea o aveam. N-am băgat eu pe al meu? Da, la tine e băgat. Liceul. Nu liceul. A, Radu Vodă, biserica Radu Vodă. Strada Radu Vodă, 24A. Mucenic Gheorghe, nu? Nu, mă. Biserica Radu Vodă, sau mănăstirea Radu Vodă. Radu Vodă, strada 24. Radu Vodă, 24A. Strada Radu Vodă, 24A. Și dacă o te orientezi, ce sau... Nu am băgat eu cu ăsta. Vezi. De ce n-a rămas aici? Mănăstirea Radu Vodă. Sau biserica Radu Vodă. Nu știu că e strada Radu Vodă, 24A. Soldat Nicolae Sebe, nu? Nu, nu. Și-mi dai mie să ține ăla. Dar nu am băgat pe al meu. Băgat pe al tău? Nu, mă, pe eu n-am bază. L-am ținut eu pe al tău. S-ai mers după aducerea minte. Ha? Ai mers pe aducerea minte? Nu știu că am băgat, că de ei nu știu. Trebuie să stai stil de acolo. Unde stile Radu Vodă, aici unde e cu căutare. Strada băgă eu, dar. Asta, aici, bă, nu? Da. Să te rând. Radu. Da, Radu, stai că s-a băgat un zi în față. Radu Vodă, 24. Uite, trigate, nu e? Da, Radu Vodă. Ca aia. Da. Da. Thank you.